am început, da. Iată-ne, Măruca, și astăzi, la început de lecție, aproape așa cum ne-am gândit, cele trei lecții, la câte o oră, pot fi privite și individual, dar și legate, că în final ele nu s-au sprijinit, mai ales ora care urmează, pas cu pas. Ce am rămas undeva, am continuat ora care a urmat. Pas cu Așa. pas erau, se Era era o, ca o metodă, nu? Am zis noi, o metodă chiar în studiu, am văzut. Apropo de asta, vezi că nici n-am șters tabla și n-am șters-o și pentru faptul că vreau să ne amintim de ziua de ieri, chestiunile acelea frumoase. Eu am rămas plăcut impresionat de faptul că tu ai punctat la sfârșitul lecției exact lucrurile foarte importante din cadrul discuției de ieri. Dar cum, uite, ne-am apucat de lecție și am uitat de ceea ce e mai important. Nu trebuie să uităm niciodată. Nu putem porni. Ieri am reușit pentru că am făcut ceea ce am înțeles foarte bine, să facem, să începem totul cu rugăciunea. Niciodată, niciodată să nu începem ceva de valoare, ceva care să primim. Vrem să fie ceva interesant fără rugăciune. Așadar, să lăsăm rugăciunea de început. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Hai să-l rostim amândoi. Vie împărăția ta, că știi și tu, nu mă lasa alma pe mine. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută-ne să facem din nou lecții frumoase. Te rog, ignoră zgomotele astea nesuferite. N-am înțeles ce ai spus că... Ignoră zgomotele astea nesuferite, care nu au... A, când intrăm în lecție, nici nu ne mai interesează, nici nu mai auzim. Apropo de asta, mi-amintesc că un prieten al meu juca așa foarte bine și când el se concentra, eram elev prin clasa a 9-a, 10 și am făcut o partidă de șah de asta. Și George, era George? în genul lui George era el. Eu eram mult mai slab ca el, dar ceilalți care au sesizat că el e foarte concentrat acolo și își crea niște mutări în plus, una, două în față sau până la a treia, probabil, vedea el. Și au umplut buzunarele cu... Era primăvară cumva, stăteam pe iarbă și au umplut buzunarele cu pietre, dar el n-a sesizat. Avea o haină pe el și au pus pietre cât cuprinde, cât li s-au umplut buzunarele, dar el nu știa. Și când se ridice, îl țineau pietrele așa, știi? E, greutate foarte mare. El atât de captat era de ce își gândea el acolo. Și nu a sesizat că noi îi puneam pietre în buzunar. Mă întorc și spun Eu că la lecția... chestii, nu contează cât de concentrată sunt, eu tot Tot auzi zgomotele? Nu, destui n-ai trăit. cu muzică, de-aia, unde se N-ai ne trăit frumusețea asta când... Uite, o să ne ducem la suma asta acum și ajungem repede. Să vezi cât de interesant este. Și bănuiesc că și ai și stat lângă ea un pic să vezi frumusețea. Ai insistat. Așa vreau să cred. Așa se ne întoarce. Au fost cele două mulțimi găsite. Tu ai punctat foarte bine. A fost surpriza asta, noutatea asta cu factorii ce mulțiți cu scrierea în loc de 1 ori 2 ori 3 până la 10, 10 factorial, apoi suma aceea care ne-a dat 0, minunat, apoi 32 pe 7 acolo cu divizorii, cei 12 divizori, frumos, foarte interesant și în final, că nu neapărat cele 12 cazuri trebuiau măturate, nu toate trebuiau folosite dacă se zizea o chestiune acolo. Și am extins suma aceea, am calculat-o până la orice valoare. Am discutat așa de clar despre ce lucruri frumoase
am avut de punctat din exercițiile acestea, din cele două mulțimi propuse. Numai câte două mulțimi am propus de fiecare dată, dar să știi că se pot pune și chiar trei mulțimi. De ce nu? Punem trei mulțimi de la bun început și urmează să facem și reuniunea și intersecția și diferența. Numai că tabla asta a mea nu. Operație de reuniune se pot face și cu trei. Intersecții și cu trei. Numai diferența nu putem face pentru trei mulțimi, ci doar câte două. Bineînțeles. Dar de ce? De ce nu putem face diferența? Da. Dacă punem paranteze. Dacă spunem A minus B în paranteză minus C. Adică facem mai întâi A minus B și din rezultat scădem pe C. Putem gândi așa. Că se pot pune paranteze și la operație cu mulțimi. Dar ce nu are sens tot ce e în A și nu e în B și C? Uite că nu m-am gândit dacă ar trebui să vedem așa. A minus B minus C înseamnă să le privim la B și C, să vedem ce ar fi în A, ca și cum ar fi descăzutul. Nu m-am gândit. Mărturisesc că nu m-am gândit. O să facem așa. Acum mi-ai propus să facem o discuție în legătură cu operațiile acestea în care intervin trei mulțimi. Dar înainte de a începe asta, haideți să ne ducem exact unde am rămas ieri. Ți-a rămas ție suma asta. Și haideți să încercăm să o finalizăm, să vedem dacă ne vine vreo idee. Eu mărturisesc că nu m-am gândit deloc. Sunt sincer, nu m-am gândit deloc la sumă. Nu știu dacă tu te-ai gândit, dar hai să o scriem încă o dată. E vorba de suma 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5 plus și mai departe plus puncte plus 2 supra, scriu chiar pe ultimul, 71 ori 73. Și să încercăm cumva să facem. Avem experiența de la suma de mai. Prima diferență să o facem, nu? Te duci repede pe metoda a treia, nu? Nu vreau să mă duc cu altă cale, eu cred că durează cam mult. Și prin metoda întâi și că la pas cu pas, nu? Bine, și aia întâi niciodată nu o fac. Pe ce niciodată nu o faci, sigur. E mai ușoară, dar aici trebuie mult timp. Da. Deci aș trebuia, cum se numea, fiecare fracție la o diferență de două fracții. Asta e. Să luăm pe fiecare, să vedem dacă o putem aranja ca o diferență. Hai să luăm pe prima. 2 supra. 2 supra cine? 1 ori 3. 1 ori 3. Să vină de la care cele două fracții să fie? Să aibă numitorul 1 și cealaltă să aibă numitorul 3. 1 pe 2 pe 1. Te gândești la 2 pe 1. Deci minus 2 pe 1. 2 pe 3. Și minus? Minus 2 pe 3. 2 pe 3. Și egal cu. Ia să vedem. Factorul comun 3, primul, deci, va fi, de fapt, tu nu vrei să calculăm jos. Deci nu are rost. 1 ori 3 o să scriem, da? Bine. Sus va fi 6 minus 2, 4. 6 minus 2 supra 1 ori 3. Așa. Și face 6, 4 pe 4 supra 1 ori 3. Da. Nu-i bun. Nu-i bun. Vezi tu că mi-a dus la 4. Nu-i, acest egal mai departe n-a fost bine. Altfel. Deci nu-i bine cu 2. Când e așa 2 și 2, cum ai propus tu, ne duce la prea mult. Ne duce de la dublu.
Ne duce la dublu. Nu ne-au rămas doi. Eu vreau să dea doi supra unor trei. Poate trebuia plus? Dacă e plus, nu mai suntem fericiți. Că știi, când le adunăm, trebuie să se reducă visul nostru, așa este. Unul cu plus, unul cu minus, fii vecin și se reduc, așa cum s-a întâmplat mai înainte. 1 pe 3, minusul pe 3. Știi că așa se întâmplă să în suma anterioară. Ăsta e motivul. Deci numai cu diferență. Dacă e cu plus, cu atât mai greu este. Dacă e cu plus, înseamnă 6 plus 2 fac 8. Nu. Deci dacă nici cu minus și cu, nu ne-a mulțumit, poate n-am fost fericiți cu 2 ospași. Cât să punem dacă ne da mai mult? Nu putem să punem 1 plus 1? Deci să punem 1. 1 și 1. Da. Ia să vedem cât face. Trei minus 1, 2. Excelent! 2 supra 1 ori 3. Exact așa. Exact așa apare 2-ul. E superb. Dar de unde apare 2? Că diferența între 1 și 3 e de 2. Asta era. Asta era. Și 2 acela este binevenit. Dar data trecută de ce nu a apărut așa? Pentru că era 2 de 2. Nu, acum, da, când am zis 2 de 2, acolo am încărcat. Și de aceea ne-a dat în plus. Dar când am făcut suma de ieri, de ce nu ne-a dat 2 la scădere? Ia uite-te acolo. Pentru că era 1. Diferența era de 1. Între 1 și 2. 2 și 3. Între 3 și 4. Era de 1. Acum diferența e de 2. Între 1 și 3 e de 2. Și între toate celelalte e de 2. Și atunci 2-ul acela e numai bun venit. Numai, cum spune, cel care ne trebuie. Este binevenit 2-ul de acolo. Cred că asta e aranjarea cea mai importantă. Tot așa, 1 pe 2, 1 pe 1 minus 1 pe 3 și mă duce bine. Hai să vedem dacă și cealaltă dă așa. Deci hai să ne ducem și la 2 supra 3 ori 5. Egal cu cine? Stai. Doi pe cinci. Doi pe trei ori cinci. Deci doi supra trei ori cinci, cum îl pot gândi? Care sunt cele două fracții? Cu minus să fie. Unu pe trei. Așa. Minus pe cinci. Minus unu pe cinci. Și hai să fim, acum să ne convingem că e bine. Diferența e doi. Deci aplicăm aici, amplificăm cu cine în mod normal? Cu 5. Cu numitorul comun e 3 ori 5, să vede, nu? Da. Și din coace cu cine? Cu 5. Cu 5 aici, la 3. Dar la 5? La 5 cu 3. Cu 3. Și cât va face? Vorbește tu. Va face 15 minus... Nu 15, 5 ori 1. 5 minus 3. Minus 3 supra? Supra 3 ori 5. 3 ori 5. Și spus de 2. Și de 2-ul. De 2-ul este extraordinar. Este tocmai... Deci e perfect așa. E perfect. Înseamnă că fiecare fracție se scrie ca o diferență.
de două fracții, 1 pe 1 minus 1 pe 3, în loc de prima fracție. În loc de a doua fracție vom scrie, deci în loc de 2 supra 3 ori 5, 1 pe 3 minus 1 pe 5. Ia să încercăm să-i dăm drumul la locul, să vedem ce se întâmplă. Egal mai departe cu. Vorbește tu de acum. Deci la suma aceea egal cu, să zicem, egal cu dedesubt. Hai, în loc de prima fracție, 2 supra 1 ori 3, cât să scriu? Ok, scuze, scriam. 1 minus... 1 pe 1. Deci 1 pe 1. Minus 1 pe 3. Că este calculată. A dus la ce ajută și e perfect. Plus. În loc de a doua fracții. 1 pe 3 minus 1 pe 5. Așa. Ce următoarea fracție care ar trebui să fie? Hai să mai scrii pe aceea. Cât? Prin puncte, puncte. Pe cine o vezi tu? Următoarea care ar urma după 3 ori 5. Deci a fost 1 ori 3, 3 ori 5. 2 supra? 2 supra 5 ori 7. Corect. 5 ori 7. Și care s-ar scrie cu? Plus? Plus. Următoarea sau? Asta acum. Cum o scriu acum? Pe asta de acum. 1 pe 5 minus 1 pe 7. 1 pe 5 minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7. Plus puncte, puncte și așa mai departe. Hai să o scriem pe ultima fracție pe care să o descompunem și pe ea ca o diferență de două fracții. 1 pe... 71. Corect. Minus? Minus 1 pe 73. 1 pe 73. Și este calcul. Uită-te așa, de la un cap la altul, ce frumos. Este aceeași sumă de mai sus, dar aranjat acum în forma asta. Hai să pe primele două, dacă le mai pun în paranteză, parcă deranjează. Uite așa, pun dedesubt așa, Elența. O să pun, ca și cum să atrag atenția că provine, și pot să spun că e fost a 2 supra 1 ori 3. Da? Asta este 2 supra 3 ori 5. Asta e 1 supra, e 2 supra 1 ori 3. Asta este cea de sus, 2 supra 5 ori 7. Și plus puncte, puncte, ultima aici este 2 supra 71 ori 73. N-am mai pus în paranteze pe astea două, pentru că nu mi-a dat chiar la îndemână să văd reducerea acum. Zicem se reduce. Cine cu cine se reduce? Stai, putem să zicem în față că e 2 pe... 69 ori 71. No, vreau să văd, să luăm cu atenție și să vedem așa. Noi acum ne concentrăm doar pe suma asta de aici. Asta este. Dacă pe cea de sus am transcris-o, Măriuca. Deci cea care a fost sus dată este transcrisă. Fiecare într-o diferență de două. Asta într-o diferență de două. Asta într-o... Și acum noi privim numai și ce observăm măturând cu privirea suma asta de un cap la altul. Că 1 pe minus 1 pe 3 și 1 pe 3. Asta-i. Se reduc. Fac 0.
Scriu, da. supuse, pe urmă. Minus 1 pe 5 cu 1 pe 5. Corect. Și-ar fi după aia... Minus 1 pe 7 cu cine ar mai fi pe aici? N-am mai scris-o pe cealaltă. Deci minus 1 pe 7 cu, din puncte, puncte, imediat următoarea, cu plus 1 pe 7, din descompunerea acelei fracții. Dar 1 pe 1 se mai găsește el undeva pe, pe traseu? Nu. Nu. Îl încadrăm că ăsta a rămas. Mi-a rămas ăsta cu plus. Ăsta cu plus. Și cine crezi că va și rămâne? Ultimul 1 pe 70. Așa. Și ultimul minus 1 pe 73. Celălalt de aici, 1 pe 71 cu plus. Ăsta cu plus. Sigur se va fi redus cu 1 cu minus de aici din față. Care l-am scris? Nu l-am scris. Okay. Fracția ce n-am scris-o. Deci n-am scris fracția chiar așa. Care ar fi fost înainte de 71 ori 73? Aici. Care ar fi fost fracția pe care eu n-am mai scris-o? 2 supra? 69 ori 71. Foarte bine. 69 ori 71. Bravo. Perfect. Și clar, când o scriem 1 pe 69 minus 1 pe 71, tocmai minus 1 pe, plus 1 pe 71 cu minus 1 pe 71 se reduc și aceia doi. Așa încât, spunem cine a rămas, doar atât cât ne-a rămas. Cu cine este egal? Ultimul și primul. Exact. 1 pe 1 minus 1 pe 73. Ultimul și primul. Mi-aduce aminte de asta cu metoda Gauss. Ceva acolo, ți amintești tu primul și ultimul când le adunai când. Hai da. Că, uite că m-ai provocat și acum, imediat după asta, după discuția care terminăm aici, o să ne gândim să compunem un negheșițu că tu ești profesionistă. Nu te-ai gândit, dar acum pe loc faci dovada că știi și ești în stare să-mi propui un negheșițu știind toată șmecheria. Eu fiind cel care trebuie să o rezolv. Dar acum să continuăm. Numitorul comun este cât aici? 73. Da. Deci aici pe punctul 73 și pe racul 1. Se vine da. 73 minus 1. Totul pe 73. Corect. Și egal cu rezultatul? 72. Exact. 72 supra? 73. Gata suma. 72 pe 73. Am crezut că o să ne dea sus 71. Te gândeai la 71. Să știi că așa s-a întâmplat data trecută când am avut consecutive. Dar din negheșițul ăsta... Îmi dau seama că neapărat cu 1, că noi scădem 1 acela, vezi? Scădem 1 din cât e numitorul. Deci trebuie să dea la numărător cu 1 mai puțin, că n-am scăzut 2 din 73. Vezi când aducem aici, rămâne primul și ultimul. Primul și ultimul și am spus mai devreme că am adus la 73, cu 73 am amplificat prima fracție, Nicolo cu 1 și la scădere 73 minus 1. Păi cum să fac altfel decât 72? Deci concluzia ar fi că indiferent la ce sumă ne oprim, tot timpul va fi cu 1 mai puțin, care se înscrie în tehnologia asta de lucru. Deci dacă noi am fi adus la același numitor totul, ceea ce era imposibil de făcut, nu găseam numitorul, și am fi găsit, prin absurd, să zicem că am fi avut mult răbdare și am fi stat vreo două zile acolo să facem numitor comun și toată povestea asta și lucram o fracție lungă, lungă, foarte dificilă. Și până mă simplificam și simplificam și simplificam, ajungeam la 72 supra 73. Prin metoda aceea clasică. Deci pentru prietenii noștri le spunem, atenție multe, că metoda clasică nu dă rezultate, că nu e vorba de două sau trei fracții la care am putea găsi ușor numitorul comun.
ci vorba de chiar așa, știi câte fracții sunt aici, Mărica? Chiar așa, uite o întrebare. Câte fracții adunăm acolo? Șapteșunu? Sau e la fel ca metoda Gauss? Păi aici trebuie să... Deci noi te-ai văzut că numărăm 1, 3, 71. Deci de la 1 la 71, dar nu sunt toate numerele. Că sare prima fracție e cu 1. A doua fracție e 3. A treia fracție e 5. Ele sar din 2 în 2. Sunt numai numerele impare. Acum răspundem. Câte? Exact ca în Gauss. Câte numere sunt? Te-am întrebat acum câte fracții sunt. Scădem pe ultima. Adică la numerele 1, 1, 3, 5, 7, până la 71. Câte numere? Știi că la Gauss avem nevoie să știm câte numere sunt în, în șiruirea asta. Sunt 71. Nu? A, nu. Stai. Uite-te că ai acolo. Când da, aflăm numărul lor. Stai. Nu, era 71 minus 1. Corect. Tot împărțit la 3. Împărțit la 2. 2, pardon. Sar de 2 în 2. 71 minus 1, împărțit la 2 plus 1. Treizeci și șase, sigur că da. 36 de fracții. Și le spunem prietenilor noștri că adunarea celor 36 de fracții, aflarea numitorului comun a celor 36 de fracții, ne-ar fi dus într-o situație imposibilă de consumat ca timp. Nimeni n-are curajul să apuce așa ceva, la, de așa muncă. Deci nimeni n-are curaj. Cealaltă variantă, dacă le adunăm pe primele două, și ne, avea să ne dea, chiar așa, la primele două, știi cât ne-ar fi dat, fără să facem calculul. Uitându-te la cât ne-a dat când am adunat până la 2 pe 71 ori 73, spune-mi tu cât ne-ar fi dat primele două. Mă gândesc la să aplicăm metoda pas cu pas. Ar trebui să rămân pe fiecare în parte și să... Numai uită-te când le-am adunat până la 2 pe 71 ori 73, ne-a dat ca răspuns 72 pe 73. Acum, când le adunăm pe două, doar două, adică ultima este în cazul ăsta, fosta, de la sfârșit 2 supra 71 ori 73, este 2 supra 3 ori 5. Ce răspuns ai, indici tu, fără să facem calculul? Cum adică să dau un răspuns fără să fac calculul? Sesizând cum, care a fost răspunsul în situația în care ne-am oprit la ultima
ultima fracție, 2 supra 71 ori 73 și ne-a dat 72 pe 73. Așa a fost răspunsul. Vreau acum răspunsul adunării celor două fracții, fără să aducem la aceeași mitor să muncim acolo, ci pur și simplu preluând observația de aici, care s-a tradus în asta, acum cât va fi pentru cele două de aici? 2 supra 3 ori 5. Când adunăm 2 supra 1 ori 3 plus 2... 4 pe 5? 4 pe 5, Mărica. 4 pe 5 ar fi fost. Întrebarea. Poftim? Nu înțelegeam întrebarea, de-aia. Am înțeles. De-aia am și insistat. Am și insistat ca să te aduc, să preiei rezultatul acela și pe cazul particular acum, când ne-am oprim la ultima fracție 2 supra 3 ori 5 din sumare. Dar dacă vreau să-mi dai răspunsul ăsta, fără să calculăm, 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5 plus 2 supra 5 ori 7. Vreau răspunsul fără să aducem la aceeași mitor, să muncim, să nu știu ce, nu știu cum. Cât va fi în mod categoric? Te ceri cu oricine. Cu un plus. Deci este o fracție în plus, se vede. E 15. Ultima fracție este 2 supra 5 ori 7. Da. Sesizând, cât va fi? 4 pe 5. 4 pe 5 au fost până primele două. Dar acum cât va fi? 3. Încă o dată? Acum sunt primele 3. Da, da. Cât va fi? 6 pe 7. Corect. 6 pe 7. Bravo, felicitări. Ai sesizat bine. Deci, sesizând frumusețea asta... Dacă e din 3 în 3, adăugăm 2? Nu! Nu, eu am vrut să particularizez. Pentru că în situația în care... Deci în situația în care, Măriuca, la metoda a doua ne-am fi gândit. Metoda a doua era pas cu pas. Da. Știi bine. Adunam pe mai ușor. Deci adunam pe primele două, găseam răspunsul. Care răspuns? 4 pe 5. Și la 4 pe 5 mai veneam cu 2 supra 5 ori 7. Și iarăși acolo lucram și ne dădea răspunsul 6 pe 7. Și tot așa mergeam din aproape în aproape și sesizam în final că ăsta ar fi fost răspunsul pentru cazul nostru 72 pe 73. Dar n-ar fi fost, n-am fi avut argumente suficiente pentru a spune că așa e corect. Dar a treia metodă este spectacol. A treia metodă în care luăm pe fiecare fracție și o surprindem ca fiind... De unde a ajuns ea? La diferența de două fracții. Și care sunt acele fracții? Păi 1 pe 1 minus 1 pe 3 pentru prima. Când dată ce aduc la aceeași mitor, vine 3 minus 1, 2 supra 1 ori 3. Dar a doua fracție, 2 supra 3 ori 5, de unde a venit ea? De la diferența fracțiilor 1 pe 3 și minus 1 pe 5. Și această descoperire, aceasta este spectaculoasă. Deci, practic, momentul acesta de surprindere a fiecărei fracții. Iată de ce am păstrat 3 ori 5, 3 ori 5 sau 1 ori 3, ca să telefonăm celui care se apucă de rezolvat, că vine de la două fracții, una a avut numitorul 3 și alta a fost 5 și s-au fost aduse la aceeași numitor și pe prima am amplificat-o cu 5. De asta se lasă 3 ori 5, 5 ori 7, nu știu ce. Ca rezolvitorul să aibă un mesaj, el să aibă o primă inițiativă, să-i telefonăm, că asta, cam asta ar fi ideea. Deci vezi? Scrierea aceasta, așa ar fi, știu și noi cât faci, 1 ori 3 fac 3, 3 ori 5, 15, 5 ori 7, 35. Dacă vrei să fii mai dură în compunere, aș fi zis așa, să calculezi suma S egal cu 2 supra
3 plus 2 supra 15 plus 2 supra 35 și plus puncte, puncte. Și mulțeam și pe ultimele acolo. Păi asta e cât se poate de dură. Pentru că el trebuie să-și dea seama că 3 trebuie să-l vadă ca 1 ori 3. 15 ca 3 ori 5. 35, 5 ori 7. Adică în felul ăsta în care mulțim numerele de jos, am ascuns exercițiul foarte mult. Și pentru rezolvitor nu-i mai oferim nicio șansă. Lăsând așa, cu numitorul 3 ori 5, îi spunem